părului, a dimensiunilor feței, deci tot nonsensul, cum se spune în engleză, al măsurătorilor rasiale făcute de naziști. Pentru că, așa cum bine știți, rasismul a fost o parte importantă a ideologiei naziste. Continuăm, vă rog frumos, cu scuze pentru că avem un timp foarte limitat. Să ne întoarcem un pic, să mergem la etajul 2, da? Să nu... Întoarceți-vă un pic. Dar moartea miilor sau milioanelor de oameni este o statistică. Și noi am avut această problemă când am creat muzeul și de aceea am luat o localitate care se cheamă Eșișor sau Eșișcu, care este la granița între Lituania și Polonia, unde cărți locale lituaniene și vagon de cale ferată, modelul care a fost folosit la deportări. Deci aici vedeți pe partea dreaptă imagini de ghetourile din Polonia și din alte țări, începând cu ghetoul de la Terezin, care a fost un ghetou așa zis model, al unde naziștii au adus și Crucea Roșie pentru a-i intoxica, pentru a-i minți. Și dacă vă veți uita la imaginile care le aveți pe dreapta dumneavoastră, cum veți merge în această direcție, veți vedea ghetouri din Polonia și din țările baltice, după care veți vedea România, unde va fi puțin strâmt spațiul. Poveste singulară, foarte importantă. Jumătate din evrei din România au supraviețuit. O parte din evrei din România, cei din Transilvania de Nord, au fost uciși de regimul Horthy și de Germania nazistă. Acestea fiind zise, trebuie să vorbim despre 280.000 de evrei români și ucrainieni care au fost omorâți sau au murit sub administrația românească, în special în Basarabia, Bucovina și Transnistria, dar 20.000 și în regat. Ceea ce vedeți dumneavoastră aici sunt imagini de la trenul morții de la Iași, vedeți inscripția CFR pe vagon, imaginile unei sinagogi distruse de legionari în București la rebeliunea din 1941, evrei, lideri ai comunității evreiești din Iași, bătuți de armata română în timpul pogromului, o îmbarcare în trenul morții, o deportare către Transnistria. Este un segment relativ redus. La școală uneori s-au evitat părțile sensibile ale istoriei noastre. Cred că e obligația de a ne asuma trecutul așa cum este el și de a spune întotdeauna lucrurile bune pe care le-a făcut România și lucrurile rele. Cred că singurul lucru rușinos este să nu recunoști, să nu accepti istoria și cu sprijinul dumneavoastră și cu sprijinul Ministerului Educației, sunt convins că generațiile noi vor fi mai bine educate și mai bine informate, fără niciun sentiment suplimentar de vinovăție, ci doar asumând istoria și cunoscând-o pentru a nu mai accepta niciodată nu repetarea sa, dar nici măcar cosmetizarea sa, ceea ce cred că e foarte important. Toți cei care la un moment dat spun că nu s-a întâmplat nimic rău în România, trebuie să cunoască realitatea și să ne asumăm. Mă bucur că ați folosit cuvântul de vinovăție, pentru că punctul nostru de vedere a fost întotdeauna, nu este vorba de vinovăția unui popor, este vorba de vinovăția unui regim politic. Și mă folosesc de acest prilej să reafirm acest lucru cu claritate. S-a scos ce era, ce putea părea. Aici sunt imaginea unui transport de evrei de la nord de Maramureș. Sunt 40 de kilometri nord de Maramureș, această localitate, Ucraina subcarpatică, fotografii luate înainte de marea lor majoritate gazați. Camerele...